Bună seara și bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre subiectul care a marcat săptămâna trecută și anume demisia șefului Procuraturii Anticorupție. O demisie despre care am aflat din presă, tot așa cum am aflat și despre arestarea unui important om de afaceri. Este vorba despre Andrei Tranga, care este proprietar Andy's Pizza și la plăcinte și mai are câteva cofetării, am înțeles? Așadar, este vorba despre un nume extrem de important, un tânăr care este multimilionar, care are afaceri și în România. Bine, numele său este legat de o tentativă de preluare a unei afaceri, a unui alt businessman pe nume Varzari. Noi nu am înțeles mare lucru din tot ceea ce s-a întâmplat pentru că nu avem acces la informații oficiale și pentru că avocații celor doi vizați nu au apărut cu declarații și pentru că nici procurorul anticorupție nu a făcut declarații. Totuși, întrucât este subiectul săptămânii, noi îl vom dezbate să vedem ce reușim să înțelegem de aici. S-a făcut asta sau nu fără girul celui care conduce Republica Moldova sau nu? Dați-mi voie să vă prezint invitații din această seară. Este vorba despre doamna Lilia Caraștiu, care este director executiv Transparency International Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Este expert în anticorupție. Domnia sa are dosare despre situația corupției din Republica Moldova. Și dați-mi voie să vă prezint și pe Cornelia Cozonac, care este ziarist. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Ne-am mai văzut, dumneavoastră faceți investigații, dumneavoastră ne puteți spune mai multe despre Viorel Morar, sper despre Tranga, despre Varzari poate. Numele lui l-am auzit astăzi pentru prima dată, astăzi, acum în acest caz pentru prima dată. Așadar, haideți să o luăm de la început. Am spus în mare cam care au fost piesele din acest puzzle, dar ce vrem noi să, cu ce să începem mai întâi? Haideți să vedem cum am aflat despre demisia procurorului anticorupție și vă rog să ne spuneți, doamna Cozonac. Tot cazul acesta este unul destul de încurcat, cu multe necunoscute și se pare cam cusut cu ața albă. Asta pentru că informația a apărut în anumite medii de informare, ceva a apărut vineri, înaintea Paștelui. Acest timp tot este foarte interesant, pentru că lumea nu se mai gândește la lucruri serioase, gen politică, dar se gândește la cele mai apropiate de suflet, pentru că era săptămâna neagră, să zicem așa, ajunul învierii și deja lumea este pe alt, se gândește la altceva. A apărut această informație și practic aproape că nu a fost preluată de presă, dar a apărut în unele medii de informare, deci nu în cele oficiale, nu în cele apropiate unor partide și nici în cele independente. Și abia luni, abia marți când am revenit la serviciu, am aflat tot din anumite medii de informare că procurorul anticorupție și-ar fi prezentat demisia. De ce? Haideți să spunem, ca să fie foarte clar, ce s-a întâmplat. Este vorba despre o scrisoare anonimă trimisă presei și ambasadelor acreditate la Chișinău, în care se spune că procurorul ar fi pus umărul la preluarea ilegală a afacerii lui Varzari de către Tranga, da? Despre asta este vorba. Da. Varzari, de fapt, având o afacere legată de utilaje din agricultură, utilaje de inox, da, asta făcea domnia asta. Și abia marți deja aflăm că procurorul și-ar fi dat demisia. Trebuie să recunosc că noi am solicitat Procuratura Generală să vină cu un răspuns. Noi vroiam să publicăm această știre, dar nu aveam niște informații oficiale. Da. Da. Cele din presă despre scrisoare anonimă păreau dubioase și nu aveau nimic probatoriu în acea scrisoare anonimă pe care am citit-o și noi. Nu era nimic probatoriu, deci doar acuzații de șantaj și de preluare de business. Sigur că noi putem să preluăm acest subiect pentru că fenomenul preluării business-ul prin șantaj, inclusiv cu implicarea reprezentanților organelor de drept, persistă și acest lucru l-am avut și noi în mai multe investigații. În acest caz erau puține informații, aproape deloc. Procuratura nu a avut
Procuratura Generală, care este instituție publică și care trebuie să lucreze în interesul cetățenilor și într-o situație de criză, pentru că asta este o criză când procurorul anticorupție își dă demisia. În acest caz trebuie să existe reacții. Procuratura trebuie să gestioneze această situație de criză, pentru că toată presa bănuiesc îi sunau. Ceea ce am făcut și sigur, noi. I-am sunat lumea, continuu și ne s-a confirmat doar faptul că procurorul a prezentat demisia și atât. Motivele demisiei, cum reacționează procuratura. De ce credeți că s-a întâmplat așa? Eu presupun și așa cum am analizat și cu colegii din echipă, există mai multe scenarii. Primul, unul din ele ar fi că procurorul anticorupție ar fi pornit niște Procuratura Anticorupției, condusă de Viorel Morar, ar fi pornit niște dosare și ar fi atins interesele unor granguri foarte mari, fie oameni de afaceri, fie politicieni care acoperă niște afaceri și au din asta beneficii. Și atunci ei au reacționat împotriva lui Morar. Fie este o altă versiune care ar fi o schemă de schimbare a conducătorilor anumitor instituții, ceea ce am văzut și până la alegeri. Partidul Democrat și-a pus oamenii lui în funcții în funcții de conducere în instituțiile cheie. Dar... și bănuim că există interesul și pentru conducerea Procuraturii Anticorupție ca să vină un om apropiat Partidului Democrat. Bănuiesc că Morare nu era atât de apropiat. Nu era apropiat? Din discuțiile pe care noi le-am avut și la Clubul de Presă, el cel puțin părea interesat să-și facă munca de procuror. Și bănuiesc că cei care vor într-adevăr să lucreze pe profesie acceptă să lucreze în diferite condiții și cu conduceri care nu sunt tocmai adecvate. În sens că și cu dosare la comandă, să spunem așa cum este, pentru că aici trebuie să ori accepti, ori te duci. Că... dar dacă își făcea într-o oarecare măsură bine meseria pe alte chestii, deja nu pot să zicem, nu știm din interior, pentru că domnul Morar nici nu prea a fost deschis. El promitea să... Oricum a fost mai deschis decât alții și măcar oferea niște interviuri atunci când era solicitat. Da, el a venit când era am chemat deschis. Noi la Clubul de Presă. El a venit și a răspuns și întrebărilor incomode legate de dosarele miliardului, de dosarele unor oameni de afaceri. El a fost cel puțin în limita, deschis în limita în care își poate permite pe anumite dosare. Vreau să mergem la doamna Caraciuc și să o întreb pe dumneavoastră cum vede toată această situație. Sigur, noi nu putem să vorbim acum despre vinovăția sau nevinovăția fostului procuror anticorupție. Dar despre această situație putem vorbi și putem să ne dăm cu părerea. Dumneavoastră, cum o vedeți? Știți, în primul rând vreau să vă felicit cu ziua presiei și anume în ziua presiei trebuie să reiterez o problemă cu care se confruntă presa, jurnaliștii de investigații, societatea civilă în ultimul timp. Este lipsa de informații sau refuzul instituțiilor statului de a oferi informații, impunând această presă, ONG-uri și așa mai departe, să-și diseneze ei singuri așa cum văd ei situația și după aceea învinuind aceeași presă, precum că a deviat de la realitate. Da. Și atunci suntem puși să... Atunci când nu ai informații și nu oferi informații presei, îți asumi consecințele, pentru că noi nu putem să negăm faptul că există acest subiect și că este unul de importanță. Absolut. Exact. Și atunci ne rămâne să ghicim de la o extremă la alta. Eu consider că totuși domnul Morar a fost un om al sistemului, pe cât de mult satisfăcea acest sistem, nu știu, dar noi știm că acest sistem, atunci când cineva, măcarulea, când nu-i convine, începe a-l sacrifica. Da, eu nu spun că și noi am primit această scrisoare, deși eu, când va fi pauza de publicitate, voi verifica, totuși era semnată de un nume, nu știu pe cât de existent era acest nume real, și erau insistit puse mai multe instituții internaționale, unde se spunea, precum că domnul Viorel Morar a fost implicat în, iată, aceste scheme de preluare a unor afaceri. Este real? Nu este real? Nu știu. Dar sigur că este un scandal foarte mare. Ne-am așteptat la astfel de scandaluri. Vis-a-vis fix de domnul Morar, eu nu m-am așteptat, dar ceea ce se întâmplă în sistem, în ziua, în viața de toate zilele, noi o vedem. Și noi, anul trecut, am primit o scrisoare
de la un grup din procurori, vă zic, o scrisoare prin care ei roagă să fie păstrat anonimatul și prin care ei se plâng precum că sunt impuși să se pornească sau să închidă dosare la comandă, dosare contra oamenilor de afaceri, dosare pornite împotriva unor persoane politice și așa mai departe. Și persoanele acestea au spus că noi, ne pare rău, vă zic, că ei își asumă responsabilitatea și înțeleg că o scrisoare anonimă nu le poate ajuta mult, dar ei roagă Transparency International să încercăm să pornim o investigație internațională. Dumneavoastră, puteți vă imaginați pe cât de disperați trebuie să fie cei procurori știind situația din țară și așteptând din nou un ONG ca acela să încerce cel puțin să se bată în alarma în instituțiile internaționale. Deci situația este gravă. Da, și nu este un secret că preluări de afaceri au loc, și da? Și sunt multe. În ultimul timp noi am avut cazuri în care oameni de afaceri s-au plâns cu cazuri concrete, că li s-a pornit dosar și dosare penale și au și acum dosare penale și au trebuit să-și întrerupă afacerea sau să aibă pierderi foarte mari din cauza acestor dosare. Problema există și fenomenul există și este unul grav. Așa, acum s-a aflat despre demisia procurorului, spuneam procurorului șef de la anticorupție, spuneam așa, după o scrisoare anonimă la câteva zile. Tot așa s-a aflat despre arestarea unui important om de afaceri în Republica Moldova, spuneam că el are afaceri și în România, este vorba despre această rețea de restaurante la plăcinte, este un om extrem de bogat, care a reușit ca să, eu știu, să-și facă o afacere destul de bună. La fel, cum s-a aflat? S-a întâmplat vineri, la fel am aflat marți, pentru că informația nu a fost comunicată oficial și asta, la fel ridic semne de întrebare. Aceste instituții, procuraturile, au servicii de presă, au cel puțin un om care se ocupă de elaborarea comunicatelor de presă și difuzarea lor presei. Primim comunicate despre cineva care a dat mită pentru un permis de conducere. Da, și acestea le vedem peste cazuri tot. Minori. Dar eu un nu astfel zic, de sunt toate caz cazuri să de nu corupție, apară, sigur. De ce? Dar asta deja ridică semne de întrebare. De ce? Și de ce? Fie că organele de drept urmăresc anumite... E o schemă în care sunt implicați și organele de drept, fie există interesul unor politicieni care, vă zic, acoperă anumite afaceri și atunci cuiva... Există niște reglări de conturi. Cineva a cerut ca el să fie arestat, cineva nu este de acord și atunci procurorii s-au temut să dea comunicatul. De multe ori reprezentanții organelor de drept nu dau comunicate pentru că ulterior persoanele sunt eliberate, sunt achitate și ele au dreptul să dea în judecată organul care e afectat prin acțiunile care le-a făcut, e afectat imaginea. Bănuiesc că ei uneori se tem de asta, nu dau nume, nu dau... Dar cazul ăsta este unul relevant. Atunci când oameni de așa nivel sunt reținuți, sigur că trebuia să fie un comunicat de presă, sigur, și da. Toată presa trebuia să scrie, sigur, să documenteze. Andrei Tranga a intrat și așa cum ziceai la început, cu câțiva ani în urmă, la fel a avut un dosar pentru evaziune fiscală. Da, 2010. Acum noi am solicitat informația să vedem cum a finalizat. Deocamdată nu avem un răspuns. Am încercat să documentăm și pe acest om de afaceri Varzari, să vedem care... Să încercăm să punem cap la cap niște lucruri sau să documentăm, să vedem de unde se trag picioarele, ce este cu tot acest scandal și cine și ce implicații are în această schemă de șantaj. Deocamdată, ceea ce este, ridică multe semne de întrebare, reacția organelor de drept, care este deloc adecvată situației create. Și asta, de aici bănuim că sunt niște interese, sunt niște reglări de conturi, sunt niște, probabil, reglări de conturi și pe interior sau preluări de poziții. Ceva se întâmplă.
cu siguranță că ceva se întâmplă după ușile organelor de drept. Tot așa sunt voci care ar spune că se încearcă preluarea afacerii lui Tranga, de exemplu. Nu este exclus și o afacere prosperă, care bănoasă, o afacere extrem de bună, tot așa cum Vărzar se plânge că s-a încercat preluarea afacerii lui. Noi putem să presupunem multe lucruri, nu avem nicio certitudine. Deocamdată aș vrea să fac două precizări aici. Am încercat astăzi și nu numai astăzi să luăm legătura cu Viorel Morari pe toate canalele posibile și imposibile. Din păcate, toate telefoanele sunt închise. De asemenea, am încercat să discutăm cu avocatul lui Tranga. Mi s-a părut firesc să vedem ce poziție are omul de afaceri. Avocatul domniei sale a refuzat să ofere declarații. Este vorba despre domnul Iulian Bălan, avocat de asemenea și în cazul Șor. Domnia sa a refuzat să facă declarații, este dreptul domniei sale, dar poate ne-ar fi făcut mai multă lumină pe marginea, eu știu, acestor cazuri. Acum aș vrea să o întreb și pe doamna Caraciuc, cum vede apariția în presă a acestui subiect atât de important? A apărut așa, ca printre altele, și fără detalii, fără declarații, fără poziția procuraturii. Mă gândesc că, iată, această tăcere vorbește, știți, ca o tăcere a unui vulcan. Vorbește despre procese interne foarte grave, vorbește de o criză mare în sistemul procuraturii, în sistemul judiciar, în sistemul de asigurare a supremației legii în țară. Și aceasta ne pune pe noi într-o situație și mai să ghicim încă și mai mult. Pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să fie un semnal de alarmă, pentru că mie îmi place foarte mult exemplul României, când România a ieșit în stradă ca să-și apere sistemul judiciar. Ceea ce ține de Republica Moldova, noi suntem ținuți într-așa un întuneric, când nu putem lua nicio parte, nicio altă, nici nu putem avea o opinie clară pe privind un caz. Deoarece nu se oferă niciun acces. Așa este. Acum, la pachet cu Tranga, a fost scos și numele lui Bulgaru, pe care îl vedem scos în diferite situații. Ce înțelegem de aici? Este surprinzător că apare acest nume acum. Caramalac, da, alias Bulgaru, da. Un personaj din lumea interlop care era foarte des pomenit în anii 2000, probabil când era renumitul departament al lui Alexei, exact, în cadrul Ministerului de Interne. Atunci știu că s-au pornit mai multe dosare. Pe mine mă surprinde faptul că a fost pomenit și în cazul tentativei de asasinat al lui Plahotniuc, demisiei lui Pântea, viceprocurorul general, care ar fi fost implicat în acest dosar. Ar fi transmis autorităților ruse. Da. E un personaj scos de la naftalină. Eu personal acum nu cred că el este atât de implicat în afaceri din Republica Moldova. Nu aș crede. Bănuiesc că el are și o vârstă mai înaintată. Noi am analizat în cadrul Centrului de Investigații și am ajuns la concluzia că în cadrul procuraturii există persoane care au lucrat cândva și când el era utilizat foarte des, sau cel puțin erau mai multe dosare și el era o piesă grea în dosarele criminale. Și probabil lor li se pare că asta ar trage la public, dar nu mai trage deja la public și mare parte din cetățeni nu mai știu cine este Caramalac sau cine a fost Caramalac. Surprinzător este, sau ridic semne de întrebare, că a fost implicat și în cazul tentativii de asasinare a lui Plahotniuc, care la fel este un dosar despre care presa a scris foarte mult, la fel pare cu sudcoața albă, la fel nu pare veridic și la fel vedem același Caramalac implicat acolo, implicat aici, implicat în altă parte. S-ar părea că este o piesă care este implicată acolo unde trebuie un pic să sperie lumea sau să facă niște disensiuni în anumite scheme. Da, doamna Caraciuc trebuie să știe mai multe despre Caramalac. Da, chiar nu vă pot spune, vă zic. Sigur că este un nume care a fost purtat foarte mult în presă și nu în sens bun. Sigur că este vorba de o activitate criminală, da, s-a vorbit de ani de zile, după ce cumva a dispărut, acum apare. Este stabilit la Moscova, din câte am înțeles, da. Din când în când apare, dar eu puțin mă tem că nu ni se creează așa, puțin artificial o impresie că există un clan rău,
Caramalac sau cum cu ales și așa mai departe. Și este un clan luminos și bun, ceea ce este sistemul oligarhic din Republica Moldova, care încearcă chiburile să facă față la aceste provocări. Eu, de exemplu, în situația care s-a creat în Republica Moldova, nu văd o diferență mare. Mai mult ca atât, eu mă tem că sistemul stabilit acum în Republica Moldova este mai periculos, pentru că el operează nu prin, doar prin operațiuni criminale, el impune legea ca să slujească legea acestui grup oligarhic. Și astfel, acest grup este mult mai greu de combătut. Da, acum ca să rezumăm despre ce am vorbit până acum și cum au apărut de fapt toate, ceea ce am omis la începutul emisiunii să spunem, dar cred că este important, totul a început de la o plângere depusă de către un om de afaceri italian care s-a plâns că i s-a furat da, un aparat de sudat. De acolo a început toată istoria și acest om de afaceri a depus o plângere pe numele lui Varzari. Varzari fiind reținut ulterior în baza acestei plângeri și de aici povestea s-a desfășurat, a apărut acea scrisoare anonimă, a fost arestat Tranga și a dat demisia procurorul anticorupție și suntem în această etapă în care avocații nu vor să vorbească, procuratura nu are reacții și noi nu știm mai multe. Însă, totuși sunt niște lucruri care merită discutate. Inclusiv faptul că asupra unui om de afaceri reținut și el, nu om de afaceri, mă iertați, unui avocat reținut și el, s-a găsit un plic cu 3.000 de euro. 30.000 de euro, da, care erau destinați unui șef de la anticorupție. Gândul ne-a dus sigur la Morari, întrucât, mă rog, toate aceste acuzații sunt respinse de către Morari în demersurile adresate superiorilor prin care el își anunță demisia, spune că nimic nu este adevărat și cere investigarea acestor cazuri. Între timp, Morari a ajuns și-a dat demisia, a fost acceptată demisia sa și a ajuns la Procuratura Generală într-o direcție. Deci un procuror într-o direcție. Un șef de direcție. Nu este șef de direcție, nu. Este un procuror într-o direcție, ce obțin așa am înțeles eu. Acum, de ce această reacție, eu știu, tardivă a procuraturii sau, să spunem, deloc reacția Procuraturii Generale, o reacție tardivă a Procuraturii Anticorupție? De ce procuratura n-ar fi interesată, da, fiind vorba despre un astfel de caz, fiind vorba despre o afectare cât de cât a imaginii procuraturii, în mod normal, procuratura ar trebui să fie interesată să ne arunce informații? Sigur, procuratura generală trebuie să gestioneze cazul. Este o situație de criză și procuratura generală, la nivel de comunicare, trebuie să gestioneze acest caz și să comunice cetățenilor, pentru că este un caz de rezonanță, este un caz de interes public sporit și în asemenea situații, procuratura este obligată în fața cetățenilor să ofere informații ce este cu această demisie, ce sunt cu aceste arestări sau cu această scrisoare anonimă. Cel puțin să spună că da, s-a pornit o cercetare, să vedem care este adevărul, care sunt probele și vom veni cu reacții. Cam asta se întâmplă în asemenea situații. Nu am văzut această reacție. A fost doar reacția Procuraturii Anticorupției. Ei au emis un comunicat pe marginea referitor la scrisoarea exact anonimă care a fost difuzată presii. Trebuie să recunosc că în poșta Centrului de Investigație Jurnalistic nu a venit comunicatul ăsta, deși noi primim comunicate de la Procuratura Anticorupției. La fel nu știm pe ce căi a ajuns în presă. Presa a citat acest comunicat și respectiv l-am citat și noi ulterior, dar nu din sursa principală. Și asta, la fel, ridică semne de întrebare. Bine dar că s-a reacționat. Ce ar putea fi vorba? Adică de ce să nu fie interesată procuratura să... Nu știe cum să gestioneze această criză, nu știe ce să spună și cum să se comporte. Iar asta nu cumva denotă faptul că nimeni nu știe cine de fapt stă în spatele tuturor acestor lucruri și cum trebuie să reacționezi? Probabil procurorii la nivelul Procuraturii Generale cunosc cine stă în spate și deci cunosc dedesubturile cazului destul de bine, de asta nu, probabil cazul este extrem de încurcat, probabil există câteva scenarii sau un scenariu care nu le convine lor la acest moment să-l scoată, să facă public informații despre acestea, deci cu siguranță ceva stă în spatele acestor acțiuni.
cu siguranță ceva și probabil grav, așa cum zice și doamna Caracciuc, e o revoltă pe interior, sunt reacții de pe interior sau sunt reglări de conturi între diferite persoane publice sau clanuri sau grupuri oligarhice care își distribuie în felul ăsta influența pe anumite zone de interese care sunt destul de bănoase. Bănuiesc că eu, cu siguranță aici există niște interese, există niște reglări, poate nu neapărat reglări de conturi, dar o luptă între anumite persoane influente, clanuri influente sau din afara business-ului. Procuratura Anticorupție spunea în comunicatul respectiv că aici ar fi interesele unor oameni de afaceri care sunt cercetați de Procuratura Anticorupție. Și eu nu exclud și acest fapt, pentru că atunci când procurorii ajung la interesele unor milionari sau unor persoane care într-adevăr sunt suspuse și suspuse nu neapărat în mod cu interese sau cu relații. Da, nu neapărat având ca funcție, da, da. Dar ca cu importanță... relații, da, la nivelul de sus a structurilor care influențează. Și atunci ăștia reacționează împotriva procurorilor. Pe mine mă surprinde și suma de 30.000 de dolari sau euro. Euro era acolo. Exact această sumă a fost utilizată în cazul unui alt procuror cu câțiva ani în urmă, caz despre care la fel procuratura nu a comunicat și abia mai târziu ziariștii de investigație au aflat atunci despre acel caz și l-au scos public. Și tot era vorba de suma de 30.000 de euro și bănuiesc că e un scenariu sau e un calapod probabil care se utilizează în diferite situații. Poate e o taxă. Sau o taxă. Până ca să intervină și doamna Caracciuc, luăm o pauză de publicitate și după aceea ne întoarcem să continuăm discuția. Publicitate. Continuăm discuția. Spuneam mai devreme că există câteva nume aici, omul de afaceri Tranga, despre care s-a mai discutat încă o dată în presă, și anume atunci în 2010, când ne amintim de sacii cu bani și acuzațiile de evaziune fiscală. Doamna Cozonac a spus mai devreme că s-a încercat, da, să vedeți ce este cu acel dosar până la urmă. N-aveți încă un răspuns? Deocamdată nu avem un răspuns. Era vorba de Trabo Plus, din câte mi-amintesc. Nu mai știu dacă a rămas acești denumiri a companiei lui. Atunci când a fost acel caz cu sacii de bani, cu evaziunea fiscală, s-a vorbit foarte mult că acestui om de afaceri îi se prelua afacerea. Exact. Deci că acest dosar, aceste dosare, că am înțeles că erau câteva, au fost atunci, s-ar fi organizat la fel pentru a-i prelua afacerea. Și vorbim de atunci, despre anul 2010, adică 2010. Aveam un an de când s-a schimbat puterea în Republica Moldova. Să nu uităm că s-a schimbat în 2009. Deci, în 2010 era chiar la început. Atunci era mai mult deschidere și către presă și către, da. Și organele de drept păreau că încep să-și facă munca mult mai nepărtinitor sau neinfluențat de guvernarea de atunci. Era mult deschidere și multe promisiuni și chiar credem că se schimbă lucrurile, cel puțin la... despre presă, referitor la presă, s-a schimbat ceva în anii aceia, dar s-a revenit din păcate înapoi la situația mai veche și vedem acum aceeași situație că nu mai putem să verificăm multe informații în instituțiile de stat. În multe cazuri nu le găsim dosare, nu le găsim în bazele de date. Noi acum am încercat să căutăm informația despre acești doi oameni de afaceri, despre companiile lor în bazele de date, să vedem dacă au avut și alte dosare, dacă au fost cercetați penal, dacă au fost hotărâri de judecată și deocamdată nu am găsit. Nici cazul din 2010 nu l-am găsit printre hotărârile de judecată. Acel dosar urma să ajungă într-un final în judecată și urma să fie o decizie favorabilă, nefavorabilă, de condamnare sau nu.
Nu am găsit-o. Nu știu, nu zic că nu există, dar la căutarea prin metodele pe care le putem noi, nu. Îmi amintesc ceva, dar nu aș vrea să greșesc, așa că mai bine mă abțin privind acest caz. Ne amintim cu toții de acești saci cu bani, asta cu siguranță, găsiți pentru că imaginile care au venit de la poliție erau extrem de impresionante și din acest motiv le-am reținut cu toții, da. Eu aveam impresia că i s-a preluat afacerea atunci. Acum îl vedem că este bine, că este milionar. Urmează să documentăm, da, și să cine vedem știe cu ce preț. Atâta vreme cât omul nu poate să răspundă la întrebări, putem doar să ne dăm cu presupusul și, din păcate, avocatul la fel consideră că este mai bine pentru clientul său să nu ofere declarație pentru presă, dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că toate aceste presupuneri ni le asumăm și nimeni nu are de ce să se revolte sau să ne acuze de ceva. Doamna Carașciuc, de ce totuși credeți că a apărut această scrisoare? Că tot vorbeam despre scrisoarea aceasta. Păi, nu putem să înțelegeți asta și este momentul cel care ne descurajează cel mai mult. Atunci când noi spunem că reformăm sistemul judiciar, ridicăm salariile la judecători, la procuratori, ne așteptăm la o eficiență mai mare, așteptăm careva dosare de rezonanță, parcă undeva se aude un dosar, astfel că pe urmă după aceea s-a aflat peste câțiva ani că da, sigur că s-a pornit un dosar posibil pe bune, dar pentru ca un business să fie preluat. S-a pornit un dosar contra unui funcționar public pentru ca funcția să fie oferită unei persoane mult mai devotate și mult mai, vă zic, devotate sistemului dat. Și din cauza aceasta, eu chiar mă simt foarte incomod pentru că trebuie cinic să comentez pe marge la un dosar despre care totuși nu cunosc. Și aceasta este tragedie Republicii Moldova, lipsă de transparență care trezește și mai multe bănuieri și mai multe neîncrederi în sistemul statului și, mă rog, și o susținere mai puțină a instituțiilor. Atunci nu ne vom mira dacă vom avea și mai puțini avertizori de integritate, pentru că ei nu vor cunoaște care va fi soarta nici a lor, nici a dosarului și așa mai departe. Și atunci, prin aceste tăceri și prin aceste reglări nu înțeleg dintre cine și cine, lumea se ferește tot mai departe de stat și se creează o distanță tot mai mare dintre societate și acei care ne guvernează, acei care ne impun legea. Și aceste scrisori anonime, pe de o parte, există într-adevăr situația în care procurorii nu pot vorbi deschis și atunci ei fac anumite scrisori anonime. Vorbeam și în pauză și anterior cu doamna Carașciuc că au venit și pe adresa lor anumite scrisori anonime și în alte cazuri. Nu este doar această scrisoare, noi cunoaștem câteva scrisori din astea. Una era despre, o scriau tot procurorii, dar despre un procuror de la Sud, despre care erau foarte multe detalii. Acolo chiar erau detalii. Noi am încercat să le documentăm, dar nu ne-a reușit prea mult și am abandonat la un moment acea investigație. Dar nici nu știi cum să procedezi, să crezi acestor scrisori anonime sau să nu crezi. Pe de o parte, este real că procurorii nu pot vorbi sau diferiți funcționari nu pot vorbi deschis și atunci ei fac niște scrisori anonime și le trimit presei și organizațiilor internaționale. Dar se pare că această tactică o preiau și grupurile de interese, de influență, care da, vor pentru să că facă la prima presiuni. Vedere această scrisoare ar fi fost, adică îl favorizează pe Varzari, da? Că după ea a fost arestat Tranga și implicit procurorul șef de la anticorupție și-a dat demisia. Asta este la prima vedere. Poate că, într-adevăr, această scrisoare ne duce undeva pe o pistă greșită sau cine știe ce s-a urmărit cu ea. Cert este că o parte a presei nu a dat-o publicității, încercând totuși să adune niște dovezi în sprijinul acelor acuzații, să obțină niște confirmări din surse oficiale, să vadă cine a trimis, cine a expediat. Chiar dacă păstreze anonimatul, dar știi măcar, nu? Te asigur că informația, că ai verificat. Ai certitudinea că, da, că măcar ceva este corect. Exact. Noi la fel nu am dat detalii din această scrisoare pentru că nu am fost siguri de informația care era, nu erau probe sau nu erau niște dovezi cât de cât credibile.
nici nu puteam verifica informația în anumite surse, pentru că procuraturile nu au răspuns sau au evitat să ne dea niște detalii și atunci noi am mers pe acest caz. Totuși vreau să zic că presa noastră nu a fost foarte incisivă sau chiar foarte activă pe acest caz. Totuși este procurorul anticorupției, totuși este un scandal. De ce? A fost, încercările au fost, dar în primul rând înțeleg că totul s-a întâmplat în perioada în care jumătate de săptămână a fost liber, da? Și cred că nu întâmplător a fost așa. Apoi procuratura nu a confirmat această știre mult timp, da? Presa a încercat, a sunat, a încercat. Ce poți? Da. Ce poți face? Te aștepți ca în momentul în care procurorul anticorupție își dă demisia să existe prima care să te anunțe să fie procuratura? Sigur, și nu din altă parte. Lor. Este obligat sigur, să facă și chiar să fie un procuror de rând, dar cu atât mai mult este șeful Procuraturii Anticorupție. Este o piesă extrem de importantă, mai ales că asupra sa planează astfel de acuzații. Da. Sigur, și înseamnă că suspiciunile planează asupra procuraturii în ansamblu. Deci este interesul procuraturii ca să reacționeze. Acum, întrebare. Ar fi putut fi arestat un om atât de important ca Tranga, da? Poate că numele nu spune mult tuturor, dar atunci când spui o denumire, da, de La Plăcinte sau Andy Spitza sau lumea deja își imaginează despre cine este vorba. Ar fi putut să fie acest om arestat fără consimțământul celor de sus? Cred că schemele se fac, sigur, cu implicarea unor persoane suspuse din actuala guvernare, care are influență asupra organelor de drept, inclusiv procuraturii. Știm că multe dosare se rezolvă, cel puțin din declarațiile care le fac politicienii și oamenii de afaceri, cu girul unor personaje suspuse. Credem și eu cred că aici este o schemă, este cu siguranță, ceva s-a pus la cale, ceva s-a gândit și probabil toate piesele acestea din această schemă, arestarea, scrisoarea, plângerea, au un rol anume. Poate lucrurile nu au ieșit exact cum s-a dorit, s-ar putea și, și așa să se întâmple, dar eu cu siguranță cred că nu se întâmplă nimic la așa nivel fără implicarea celor de sus sau fără o schemă bine gândită și pusă la cale. Sau mai bine spus, poate acea tăcere, vă zic, a urmat, a fost mai lungă decât ar trebui să fie, anume pentru că trebuia să fie girul la persoane care nu sunt din sistemul judiciar, dar trebuie să se dea ok. Uh-huh. Eu cred că există, eu am zis-o și anterior, există niște lupte între, eu așa cred, și de asta se tace. Pentru că atunci când schema funcționează bine, este totul pus la punct, apare mesajul în presa care trebuie, vin cu declarații instituțiile care trebuie, ceva nu a mers. Sau discuțiile, într-adevăr, sunt de durată și nu se lămuresc cine pe cine sau cine trebuie să fie acolo unde se vrea. Acum, în cazul lui Morar, de exemplu, el fie are o vină, într-adevăr, da? Fie s-a dorit sacrificarea lui, că altceva ce se poate înțelege din toată... Fie este implicat, fie este sacrificat. Întrebare. Plecarea sau acceptarea demisiei procurorului anticorupție se face fără girul celui care conduce Republica Moldova și anume a liderului Partidului Democrat Vlad Plahotniuc? Fie procurorul a ajuns la anumite interese sau și-a depășit atribuțiile și a pornit cercetarea în cazul unor persoane care probabil pe care nu trebuia să le atingă. Și asta s-ar fi putut întâmpla. Fie într-adevăr este sacrificat pentru că se vrea altă persoană în funcția respectivă. El a obținut cea mai mare notă atunci când și evident a fost promovat în funcție, cel puțin într-un concurs care s-a părut real în cazul lui. Da? Pentru că am mai avut și alte concursuri. Da, și... alte concursuri nu au fost atât de... Din start se vedeau că sunt cu sute coața albă. Uh-huh. În cazul lui, cel puțin s-a părut mai... Eu cel puțin am crezut că acest concurs a fost cât de cât corect sau cât de cât el a obținut pe bune acel punctaj cu care a trecut. Dar, bine, asta este o părere, s-ar putea să fie subiectivă, sigur.
Nu știu, trebuie să ne gândim cine vine în locul lui și deja avem primele informații, precum că vine doamna Bețișor, care iarăși este un om al sistemului care a activat foarte convenabil oligarhului. Vă zic că pe unele cazuri, vă zic că societatea cerea mai multe informații, cerea asta, nu ni se spunea, se refuza această informație. Și, neavând epoleți mari, vine la o funcție foarte înaltă. Da, până ajunge la Bețișor, cea care a instrumentat și cazul Filat și Șor, și aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește, ce-l privește pe Morari. Adică ar fi putut el să-i se accepte demisia, da? Fără ca Plahotniuc să fie de acord? E greu să-i spunem, dar sigur că noi am așteptat și de la domnul Morari o declarație mult mai clară ce s-a întâmplat. Mă rog, chiar dacă el spunea că este o acuzație gravă, eu m-aș afla în conflict de interese, de ce trebuie să fie autosuspens sau să dau demisie, ceea ce ar fi tot corect, dar nu să fie așa pe neașteptate, eu nu știu de ce, nu știm ce se întâmplă. În cazul în care domnia sa ar fi vinovat, da, păi atunci cum să-l transferi în Procuratura Generală într-o altă funcție? Dacă ești vinovat sau există suspiciuni rezonabile că ești vinovat, înseamnă că ești suspendat și aștepți rezultatul anchetei. Sau ești cercetat, nu? Ridic semne de întrebare și această demisie fulgerătoare, să zicem așa. Noi ne-am fi așteptat și la niște declarații sau cel puțin așa cum ar fi trebuit să spună, că am văzut și în România procurorul anticorupție a făcut declarații ori de câte ori au fost situații conflictuale, de criză. Asta ar fi trebuit să facă și procurorul Morari. El nu prea făcea declarații în ultimul timp, el zicea că bine, dar aici este onoarea sa în joc, este demnitatea sa. Este onoarea sa, este demnitatea sa și prea repede s-a acceptat, la fel de fulgerător s-a acceptat această demisie, s-a găsit și altă funcție. Deci este, ridică o sumedenie de semne de întrebare și nu este deloc clar. Societatea care plătește aceste instituții este obligat, așteaptă niște răspunsuri și ele trebuie să dea. Bănuiesc că și Morari, fiind din sistem, a înțeles foarte bine, fie este implicat și și-a dat demisia pentru că este implicat, dar după judecând, după comunicatul care l-a dat procuratura, se pare că nu prea, sau cel puțin trebuia să dă niște lămuriri de ce. Deci dacă nu prea, de ce n-ar fi apărut să ne spună el cu gura lui care este situația? Dacă este vinovat, i-am înțelege într-un fel. Zice, poate și așa zis, să facă Procuratura Generală o cercetare să dovedească. Să-și dea demisia pe perioada unei anchete interne. Ar fi onest. Da. El prea repede a plecat. Fie este vinovat, fie înțelege care este schema. Deci care este schema împotriva sa și atunci el și-a dat seama că probabil nu poate ține piept unui atac sau unei scheme în care se schimbă pionii sau și asta ne duce cu gândul la faptul că demisia sa nu a fost una benevolă, înțelege? Da, cu siguranță nu a fost una benevolă, pentru că el are un mandat pe 5 ani. El poate să plece doar în condițiile în care, într-adevăr, există un dosar penal în care vina lui este dovedită sau cel puțin există probe care să susțină acuzațiile respective, dar pentru asta la fel necesită timp și o anchetă penală, care trebuia să o pornească Procuratura Generală. Da, revenim cu discuția după o pauză de publicitate și pentru ultima parte a emisiunii să tragem niște concluzii și să vedem și noi cam ce ar putea urma din toată această poveste, cum stăm în general în ceea ce privește corupția, că despre asta vorbim, niște suspiciuni de corupție. Dacă... Eu am avut aici mai multe clasamente, poziția Moldovii la rule of law. Oh, interesant. Cu asta ne întoarcem imediat după publicitate. Continuăm discuția. Spuneam înainte de pauză că interimatul va fi asigurat de Bețișor, procurorul care a instrumentat dosarul Filat.
și care, mă rog, a primit această sarcină de a asigura interimatul. Ea încă nu este șeful Procuraturii Anticorupție. De ce Bețișor? Bețișor a fost una din puțin, este un nume cunoscut în, cu imagine în procuratură, chiar dacă în media nu este cea mai bună, despre ea s-a scris. Acum și auzim că e Chioveși de Moldova. Despre dosarele pe care le-a instrumentat, despre averea pe care o are impunătoare, o casă care este scrisă pe părinții săi, ziarul de gardă, scria cu câțiva ani în urmă. Părinți care sunt profesori și care nu au aceste venituri, deci asta la fel ridică semne de întrebare, de unde ai tu aceste bani, acești bani pentru asemenea casă, care a finisat-o între timp, și asta s-a întâmplat după ce a instrumentat dosarele astea grele, deci e un procuror, o procurori care are imagine, s-ar putea să se gândească cei care orchestrează sau așează piesele în anumite locuri importante, s-ar fi putut și gândi și la transferul de imagine că este femeie și că ar putea să devină o Chioveși de Moldova. Da, și ca să ne acum ca să înțelegem de ce ar fi nevoie de schimbarea, de ce este nevoie, de ce guvernarea și-ar dori schimbarea procurorului. Știți, mi-e pare că nu e vorba doar de procuror, eu mă tem că are un loc un fenomen foarte, vă zic, multilateral, adică atunci după ce am avut noi aceste alegeri, nu este clar ce se va întâmpla cu guvernarea curentă și pentru orice caz, ea se asigură să-și pună exponenții în funcțiile cele mai principale. Funcție cheie și aici este vorba de o mulțime de instituții publice, adică acele funcții care nu vor fi schimbate după, indiferent de faptul cine va câștiga. Da, pentru că procurorul este designat pentru 5 ani. Și bănuiți că despre asta este vorba. Am văzut înainte de alegeri cu ce grabă se schimbau șefii unor instituții publice și la Curtea de Conturi și la Autoritatea Națională pentru Sănătate în mai multe locuri. La mai multe instituții s-au schimbat fulgerător, în mod fulgerător înainte de alegeri. Deci partidul care se afla la guvernare încerca adică Partidul Democrat încerca să se asigure cu persoane importante în anumite funcții cheie. Și credem că acum există și o frică, pentru că dacă se schimbă guvernarea, mulți dintre cei care sunt acum la guvernare în Partidul Democrat ar trebui să fie cercetați penal, pentru că există multe probe și s-a scris mult și cred că dacă se ridică dosarele și în primăria Chișinău se întâmplă lucruri grave, acum se preiau terenuri, se vând proprietăți la prețuri mine, se cumpără proprietăți la prețuri extrem de mici. Am mai văzut zilele trecute și privatizarea unei părți din Casa Presei și a cantinei guvernului. Deci se lucrează foarte mult la preluare de terenuri, de imobile, deci legalizare, ștergerea urmelor, că de ce nu s-a dorit să rămână primarul ales în Chișinău, pentru că mai erau probabil urme de șters. S-au făcut foarte multe nelegiuiri și respectiv trebuie curățit această potecă ca să nu rămână urme. Respectiv, credem că și schimbarea șefilor la organele de drept sau la anumite structuri, cum ar fi Procuratura Anticorupție, tot face parte dintr-un plan de asigurare a unei protecții sau într-o eventuală schimbare de guvernare, pentru că se vehiculează că vor fi alegeri, de nou alegeri parlamentare anticipate și atunci probabil că s-ar putea să se schimbe lucrurile, forțele pe șchierul politic și atunci s-ar putea să vină o guvernare mult mai puternică care ar cere procuraturii să deschidă dosare, să cerceteze cazuri de ilegalitățile care au fost comise în ultimii ani. Eu sper foarte mult că domnul Morari va veni cu o reacție și cel puțin va elucida cât de cât acest caz. Este curios faptul că telefonul domniei sale este închis, nu poate fi găsit nicăieri, nici nu știm, poate că, eu știu, cine știe la ce se mai așteaptă, că nimic nu este sigur.
să nu dezvoltăm subiectul. Altceva este că totuși o întrebare la fel de bun simț: de când procurorul anticorupție își dă demisia așa de ușor în urma unei scrisori anonime în care sunt niște învinuiri la adresa sa, în condițiile în care, haideți să fim serioși, noi am văzut în presă investigații cu dovezi care se referă la o grămadă de funcționari, la o grămadă de angajați și nimeni nu a făcut așa ceva. De ce această reacție? Nu, că ar fi normal ca dacă ești învinuit să declari că ceri o investigație, ca să nu fie conflict de interese, te dai, faci un pas înapoi. Asta adică, este, da. Dar, mă întreb cât de normal pentru situația de la noi, unde vedem că nimeni nu ia o astfel de atitudine normală. Ar fi o atitudine normală, dar se cerea la fel de normal să fie declarația domnului Moraș să spună că, iată, eu mă retrag pentru că vreau să fie o anchetă corectă și să se dovedească, să se cerceteze dacă sunt sau nu vinovați și să se dovedească acest lucru. Asta ar fi sigur că normal pentru și ar ține și de onoarea dumnealui. Dar lipsa unei declarații din care să înțelegem ce s-a întâmplat totuși sau care este poziția lui, la fel ne face să facem presupuneri. Da, și să aibă dreptul la viață orice supoziție. Atâta vreme cât nu avem informații oficiale, suntem liberi să ne dăm cu părerea și să ne întrebăm dacă se deschide sau nu parașuta după ce am ieșit din avion. Da. Totuși, procuratura trebuie să vină, este datoare în fața cetățenilor, să vină cu explicații. Pentru că este un caz de interes public sporit. Sigur, și este vizată imaginea procuraturii și este evident că trebuie să avem o reacție. Doamna Tarașciuc spunea că are niște cifre. Da, vă zic că dumneavoastră ați rugat dacă e posibil careva cifre. Și de ce m-am uitat doar la unele, vă zic, clasamentul Republicii Moldova, adică poziția publică în diferite clasamente. Clasamentul privind independența justiției, locul 134 din 140 de țări. Alt clasament, proiectul justiției mondiale, indicele supremației legii, adică un indice mai generalizat. Poziția 83 din 126 de țări. Și parcă dumneavoastră ați putea să spuneți că ei poate nu e cea mai rea, dar ea are subcategorii. Și prima este, vă zic, bazat pe câteva întrebări, pe cât însuși guvernanța respecte legea. Și iată aici Moldova se află la locul 99 din 126 de țări în acest an. Alte, lipsa corupției în guvernare. Suntem pe locul 109 din 126. Da, pe prima poziție, după noi se află Kazahstanul, Bangladesh, Niger, Camerun, Honduras, Rusia, Uzbekistan, Turcia, Nicaragua, Venezuela. Ca știi, dăm seama unde suntem. Suntem într-o zonă foarte, ne face cinste aceasta. Da, multe cinste. Indicele de impunere a legii, pe cât este impusă legea, locul 107 din 126 de țări. Justiția penală, 97 din 126 țări. Și atunci dumneavoastră, normal ar fi să mă întrebați, și atunci, bine, poziția asta pe locul 83 din 126, din ce s-a creat totuși puțin mai bună? Iată, pe bază la astfel de indicatori, deschiderea accesului la informație privind legile și drepturile omului. Adică informația pe site, încă un indicator, ordinea publică și securitatea, adică asta nu e atâta vorba de organele de ordine publică, dar pe cât e de umil acest popor din plaie mioritic care se duce la abator cu minte, cu speranța unui viitor mai bun. Iată, din cauza că noi suntem plaie mioritic, noi nu explodăm, nu suntem violenți, noi am nimerit pe locul 28 din 126 de țări. Și posibil că această umilință își ne face festă. Da, astăzi am aceste cifre sunt, dar cine a făcut aceste clasamente? Proiectul Justiției Mondiale, indicele supremației legii. Încă un moment, dacă doriți, Comisia Europeană recent a emis Comisia Europeană pentru eficiență în justiție, un ghid de măsurare a calității justiției. Vă zic, este vorba de justiție, de cazuri civile, cazuri penale, nu știu dacă de administrative. Și iar iese, cum să măsurăm justiția, calitatea justiției
justiție, de altfel din indicatori, cum este echitatea, transparența, pe cât se respectă termenii rezonanțe deciziilor, comprehensivitatea, adică accesul la cadrul legal pentru populația largă, asistența legală, inclusiv gratuită de stat, dar sigur că nu se pune întrebarea... Calitatea acestei asistențe, exact, de exemplu. Vă zic, Comisiei Europene nici nu vine în cap să pună astfel de criterii, cum ar fi apartenența sau conlucrarea cu unele grupuri criminale, lucrul pentru aici e vorba de pur și simplu corupție, dar atunci când lucrează justiția la cheremul unui grup de interese. Astfel de indicatori nici nu sunt. Eu mă gândesc că dacă ar fi astfel de subindicatori, atunci noi am fi încă și mai într-o situație și mai jos decât suntem. Neplăcută. Da. Astăzi, sigur că am abordat un subiect extrem de sensibil din cauza că nu avem informații oficiale și este destul de dificil ca să operezi cu aceste situații neștiind nimic, practic nimic. Doar așa cât intuitiv putem să spunem, punând sau încercând să punem lucrurile cap la cap. Și așteptând până în seară, poate totuși apar niște informații. Noi așteptăm în continuare totuși niște informații oficiale. Vrem să vedem și noi despre ce este vorba, ce s-a întâmplat. Cel puțin în cazul procurorului anticorupție este obligatoriu cât mai repede să știm și noi despre ce este vorba. La fel cum am vrea să știm și în aceste dosare, dosarul Varzari și dosarul Tranga, fiind vorba despre un om de afaceri atât de influent. Sigur că ne interesează în primul rând dacă putem vorbi sau nu despre încercări de preluări de afaceri, că asta interesează pe toată lumea. Și la fel de important este ca în cazul în care cineva este vinovat să răspundă pentru ceea ce a făcut. Așa cum prevede legea, pentru că suntem cu toții egali în fața legii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și sper foarte mult că cei de acasă au înțeles ceva în măsura în care am putut ca să comunicăm aceste lucruri. Ne vedem vinerea viitoare, neapărat cu alți invitați. Vă mulțumesc încă o dată și vreau să felicit toți colegii cu ocazia zilei de astăzi. Este ziua libertății presei și sperăm din toată inima să fim cu toții liberi în această țară și să ne putem face meseria corect, să avem acces la informații, pentru că așa cetățenii pot fi informați corect. Vă doresc o seară frumoasă și ne vedem vinerea viitoare.